pare tare bine să vă cunosc. Mă uitam în sală, cunosc doar 2-3 copii. Sper să vă apuc să vă cunosc pe toți. Sper că v-a spus cineva că sunteți foarte frumoși, pentru că sunteți. Sper că altfel v-a spus cineva că sunteți foarte frumoși, pentru că într-adevăr sunteți foarte frumoși. Și sper că v-a spus cineva astăzi că vă iubește, pentru că chiar vă iubesc de tot sufletul și sper că cineva a spus astăzi că vă iubește. Și să știți că cineva are grijă de dumneavoastră. De când am preluat funcția de director, mi-am asumat cumva și știu că sunteți în grija mea. Nu mă rog cei din sală, toți peste 1000 de copii aflați în sistemul de protecție specială. Și chiar țin ca fiecare dintre voi să reușiți în tot ce vă propuneți. Ne-am adunat astăzi la acest eveniment la inițiativa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ministerul își dorește ca toți copiii care împlinesc sau mai au foarte puțin până împlinesc vârsta de 18 ani, vârsta la care unii dintre dumneavoastră veți alege sau nu să ieșiți din sistemul de protecție specială, să fiți informați cu privire la drepturile dumneavoastră. Acesta este tema întâlnirii de astăzi. Le mulțumesc celor prezenți. La prezidiu sunt reprezentanții instituțiilor de la nivelul județului Bacău, care au atribuții în acest domeniu. De asemenea, avem plăcerea să avem printre noi pe doamna deputat Călător Elena și pe domnul senator Ichin Cristian. Le mulțumim foarte frumos că au fost astăzi la această întâlnire. Voi face o scurtă prezentare cu privire la drepturile pe care le aveți, după care fiecare dintre persoane de la prezidiu vor avea o foarte mică intervenție cu privire la acest subiect. Am să încep prima dată cu principiile care le aplicăm noi în cadrul DGSPC, când vine vorba de protecția copilului. Prima dată ne gândim la interesul superior al copilului. Din acest motiv, vă pot da câteva exemple. Cred că l-am văzut pe Robert astăzi în sală, unde ești. Am fost ieri la Grom să te văd. Am văzut pe aici. Uite, te-am văzut. Când vin la mapă referate, le citesc și acolo unde consider că nu este în interesul superior al copilului, merg și pe copilul. Și ieri am fost și l-am văzut pe Robert. Pentru că, mă rog, am avut o discuție. Acolo eu consider că interesul vostru a tuturor este să aveți o continuitate, la care eu țin foarte mult. Să aveți o stabilitate în viața voastră, acolo unde ați intrat la un asistent maternal sau într-un centru rezidențial, la un ONG sau chiar în cadrul DGSPC. O să încercăm să păstrăm măsura la acea persoană sau la acel asistent maternal, pentru că țin foarte mult să aveți o continuitate și o stabilitate, măcar atât să aveți în viața voastră, că e foarte important. Egalitatea de șanse și discriminare, iarăși foarte important. Și de asemenea, asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate, pentru că toți sunteți diferiți. Și toți aveți nevoi speciale și noi trebuie să ne aplicăm asupra nevoilor individuale a fiecăruia. Sunteți unici și așa trebuie să vă vedeți și voi, sunteți ca personalitate unici. Și la fel de important toți pentru noi. Respectarea demnității copilului, ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare acesteia, ținând cont de vârsta și gradul său de maturitate. De asta am fost ieri și l-am văzut pe Robert și am mai fost la un moment dat și am văzut și pe Mihaela, dar cred că ea e prea mică și nu e aici. Pentru că am vrut să vă ascult și vreau să vă ascult de fiecare dată când aveți ceva de spus. Asigurarea stabilității și continuității în îngrijire, ceea ce vă spuneam, îmi doresc foarte mult să aveți continuitate acolo unde sunteți. Și asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violență. Asta discutam. Acolo unde se întâmplă
întâmplă așa ceva, de fiecare dată de GASPC, cu celeritate, de îndată, va lua măsuri pentru a fi protejați. Vom trece acum puțin la câteva aspecte pe care probabil dumneavoastră le cunoașteți, dar am vrut să le subliniem referitor la drepturile dumneavoastră. Conform legii 272 prin protecția și promovarea drepturilor copilului, copilul beneficiază de protecție specială până la 18 ani sau până la deducere este vârsta la care se dovedește capacitatea de plină de exerciții. Puteți beneficia de protecție specială până la vârsta de 26 de ani, dacă dumneavoastră alegeți ca la momentul în care ați împlinit 18 ani, pe baza unei solicitări a dumneavoastră, să rămâneți în sistem, motivat de faptul că doriți să vă continuați studiile. Și atunci mai puteți rămâne până la 26 de ani în sistem, în sistemul de protecție. Sau până la 20 de ani, adică încă 2 ani, după vârsta de 18 ani, în condițiile în care nu doriți să continuați studiile, dar aveți nevoie de protecție pe perioada în care vă găsiți un loc de muncă și atunci deja se duce, o pune la dispoziție posibilitatea ca dumneavoastră să aveți o cazare, de exemplu. Dar obligația este ca dumneavoastră să vă păstrați un loc de muncă care vi s-a oferit. Noi avem obligația să vă ajutăm la căutarea unui loc de muncă, dar și dumneavoastră aveți obligația să-l păstrați. Deci, în principiu, acestea sunt bursele până la care dumneavoastră ați putea beneficia de drepturi în cadrul sistemului de protecție special. Acum, pentru cei care ați ales varianta de a fi în sistem, deci varianta aceea până la 20 de ani sau până la 26 de ani, deci ați special obligația de a vă sprijini, cum vă spuneam, în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare. Iar în ultimul an, chiar în ultimul an, înainte de a ieși din sistem, ca să aveți unde locui și să aveți un venit. De asemenea, acești tineri care solicită să rămână în sistem până la 20 sau 26 de ani, va fi alegerea dumneavoastră, aveți dreptul de a fi monitorizați în continuare, dacă dumneavoastră solicitați. Dacă dumneavoastră ne informați că doriți să stați într-o anumită localitate, asistentul social din localitatea respectivă vă poate monitoriza pentru o perioadă de 2 ani să se asigure că toate lucrurile sunt în regulă, că aveți venituri, că aveți unde locui. Asistentul social de la nivelul spasului, serviciul de asistență socială la nivelul unităților administrative teritoriale, trebuie să informeze de GASPC cu privire la evoluția dumneavoastră. Acum am ajuns la drepturile de natură financiară pe care dumneavoastră le aveți la momentul ieșirii din sistem. Aveți dreptul la o indemnizație de 3.000 de lei, care se acordă o singură dată din sistemul de protecție specială. Indemnizația asta, de fapt, este salariul minim brut garantat pe țară garantată în dată. La momentul ăsta este 3.000 de lei. Din informațiile noastre, din octombrie sau noiembrie așteptăm legislația, probabil va fi 3.300 de lei. Această sumă se schimbă în funcție de cum hotărăște guvernul, dar la momentul acesta este 3.000 de lei. Indemnizația este acordată de GASPC. Dacă dumneavoastră ați optat pentru celelalte două variante de care v-am spus să rămâneți în sistem până la 20 sau 26 de ani, în momentul în care ieșiți din sistem, adică ori faceți, urmați formă de învățământ, ori aveți un loc de muncă, la momentul în care ieșiți din sistem, aveți dreptul la o indemnizație, la fel care se asigură o singură dată, care e valoarea acum de 9.000 de lei, de 3 ori un salariu minim brut pe țară garantat de la. La fel, dacă se va mări suma aceasta de la 3.000 la 3.300, deci va fi 9.900, dar asta o să vedem la momentul respectiv. Și mai există și a treia variantă în care dumneavoastră alegeți la împlinirea vârstei de 18 ani să ieșiți din sistemul de protecție specială, dar continuați o formă de învățământ sau aveți un loc de muncă. Și atunci se poate depune o cerere la AJDIS, Agenția Județeană
de plăți și inspecție socială și de acolo veți primi de data această indemnizație lunară de 2.870 de lei. Indemnizația asta este calculată 4,8 ori indicatorul social de referință. Iarăși, indicatorul ăsta social de referință, la momentul ăsta, este 598 de lei. În funcție de cum evoluează legislația, acest indicator poate fi schimbat, se poate modifica suma. Condiția, ajutistul solicită din 3 în 3 luni o adeverință de la unitatea de învățământ sau de la locul de muncă, să se convingă că dumneavoastră urmați aceste forme de învățământ sau aveți un loc de muncă. Deci, legislația în România vă motivează și dorește ca dumneavoastră, după ce terminați sau după ce împliniți vârsta de 18 ani, să urmați o formă de învățământ sau să vă găsiți un loc de muncă. Ceea ce noi vă încurajăm și vă sprijinim să faceți, pentru că este, până la urmă, cea mai avantajoasă modalitate de a ieși din sistem. Și acei 3.000 de lei și acei 9.000 de lei, știți foarte bine că se pot cheltui foarte repede, într-o zi, în două zile, în trei zile. Și după aia, ce faceți? Deci, cel mai avantajos pentru dumneavoastră și eu sper ca mare majoritatea acelor prezenți să aleagă a treia variantă. Când ies din sistem, să-și continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă de care să se țină. Ca să puteți beneficia până la vârsta de 26 de ani de această indemnizație lunară de 2.870 lei la momentul actual. Ea probabil va mai crește dacă acest indicator va crește. Care acum este 598 de lei. Din acest motiv, chiar discutam cu colegii de-ai noștri, este foarte important la momentul în care luați decizia ce veți face după 18 ani, să o luați cu mare grijă, împreună cu managerul de caz, împreună cu echipa multidisciplinară, persoane care au stat lângă voi probabil mult timp și în care aveți încredere și să vă sfătuiți și să luați cea mai bună decizie, să fiți informați, să într-adevăr să fie o decizie realistă și impactul să fie cel mai bun pe termen lung. V-am spus, cei 3.000 sau 9.000 de lei poate să fie o lună de zile sau două luni de zile. Și nu e o variantă prea bună. Încercați varianta cu 2.870 de lei pe lună, cu condiția să vă continuați studiile sau să munciți, să aveți un loc de muncă. De asemenea, trebuie să știți că în momentul în care ați ales să părăsiți sistemul de protecție specială, nu mai e cale de întoarcere. Nu se mai poate face niciun document prin care noi să vă putem prelua înapoi în sistem. Din momentul ăla sunteți adulți, și nu mai putem face un document în care puteți reveni în sistem. De aceea este foarte important să vă gândesc foarte serios după 18 ani, practic și pragmatic, unde veți dormi, unde veți mânca, unde veți sta. E foarte important să vă gândiți la lucrurile astea și să nu plecați din sistem până nu sunteți asigurați că aveți răspunsul la aceste întrebări, dar răspunsul pe termen lung, nu răspuns pe termen scurt. Știu unde am să stau o seară, două seri, o lună, două. Răspunsul pe termen lung. Atribuțiile de GSPC, după cum tot am spus acum, sunt legate de informare și conștientizare. Aceasta se întâmplă și sper să se întâmple prin intermediul managerului de caz. Suport, monitorizare și susținere financiară și până la primirea vârstei de 18 ani, dar și la momentul când împliniți 18 ani, prin plata acelor indemnizații de 3.000 de lei și de 9.000 de lei. Eu vă mulțumesc foarte mult și nu doar eu, toată echipa de GSPC, de fiecare dată când aveți întrebări, vă rugăm să le adresați, și sunt convinsă că de fiecare dată vom găsi și răspunsul la întrebările dumneavoastră. În continuare, ca să mergem cât mai eficient, să zic, voi da cuvântul domnului
Ovidiu Bălnean, care este psiholog. Din ce știu, a lucrat la un moment dat cu legea SRC, așa-i? Așa-i pe noi. Este președintele Colegiului Psihologilor din Bacău. Mulțumesc! Așa cum a specificat domnul director general de GSRC Bacău, vă vorbesc în calitate de reprezentant al Colegiului Psihologilor din România în teritoriul, în filiala Bacău și de fost angajat al instituției amintite ca psiholog în centrul rezidențial. Cuvântul care îl voi adresa astăzi l-am împărțit în două. O primă parte doresc să vă aduc la cunoștință câteva informații obținute printr-un act de cercetare, printr-o sondare a opiniei publice, să spunem așa, eșantionul studiat, cercetat fiind reprezentant de tineri instituționalizați, și anume raportul între atașamentul, între structura atașamentului individului persoanei instituționalizate și reintegrarea, integrarea socioprofesională la părăsirea sistemului. A doua parte, voi prezenta un punct de vedere personal privind drepturile dumneavoastră și câteva sugestii. Am să încep cu prima parte, teoria atașamentului, acum aproape 100 de ani, John Bowlby a pus la care a pus, a început, ca să spunem așa, o teorie care face parte din colecția teoriilor dezvoltării asupra teoriei, alături de teoria lui Freud și a lui Piaget, Erickson și alții, și anume teoria atașamentului, reprezentând relația afectivă între două persoane, bazate pe sprijin fizic, emoțional și al treilea picior pe care se bazează acest atașament este încrederea. Încrederea că cel care dorește să își depășească limitele, să exploreze mai departe, în situația în care reușește foarte bine, în situația în care nu reușește, este la fel de bine, are unde să se întoarcă. Cam de aici a plecat dânsul și cercetările dânsului inițiale s-au bazat tot pe un eșantion de copii, de tineri, care erau în anumite situații, nu era un eșantion privind normalitatea. Instituționalizarea este evident, sau nu, sau non-instituționalizarea, aduce niște modificări, influențează dezvoltarea fiecăruia. Orice se întâmplă în viața noastră, orice eveniment, persoana respectivă îl integrează în mod propriu și, din acest motiv, fiecare suntem o individualitate. Nu suntem toți la fel, nu suntem doi la fel, chiar dacă suntem geni. Componenta de integrare socioprofesională a tinerilor instituționalizați a fost, în trecut, o problemă de studiu a specialiștilor, asistenți sociali, sociologi, psihologi, este în prezent și va fi cu siguranță, deoarece reprezintă un sector destul de important. Acum, am în cercetarea mea, m-a interesat modul în care structura atașamentului copilului, minorului, dar deja adolescent, instituționalizat, determină modul în care el reușește să se reintegreze, să se integreze socioprofesional când părăsește sistemul. Mai repede, mai devreme sau mai târziu. Ca și indicator de atașament am folosit comunicarea, relația, alienarea și încredere pe care copiii tinerii le manifestă, unul, față de persoana de referință, lucrător social, asistent maternal, profesionist, persoana care adultul cu care el interacționează cel mai mult. Și doi, față de covârșnici, adică de indivizi cu vârste identice cu al lui sau apropiate plus minus. Indicatorii adaptării psihosociale și reintegrării socioprofesionale, am să-i enumer probleme emoționale,
probleme de comportament, probleme cognitive și probleme de relaționare socială. Ca ipoteze de lucru am avut aproximativ 12, care s-au confirmat mai mult sau mai puțin, dar încrederea și comunicarea în relația cu persoana adultă de referință reprezintă un predictor negativ față de problemele emoționale, față de problemele comportamentale ale tânărului care se reintegrează socioprofesional. Ce înțelegem noi din chestia asta? Cu cât relația, comunicarea este mai puternică, mai strânsă, cu cât atașamentul față de persoana de referință este mai puternic, mai stabil, cu atât îi va fi mai ușor, din punct de vedere emoțional și comportamental, individului când va părăsi sistemul și va integra socioprofesional. La fel și încrederea și comunicarea față de povâznici. Aceste elemente sunt foarte importante și asigură un teren fertil. Deci încredere, comunicare, relaționare, acestea sunt cele mai importante elemente vis-a-vis de reintegrarea socioprofesională. Fiecare se integrează socioprofesional în funcție de studii, de ce își dorește, de oportunitățile de moment, dar acestea asigură un teren fertil. De asemenea, un predictor pozitiv, adică cu cât este mai mare, cu atât este mai ineficient și ne afectează negativ, este alienarea acestor relații. Adică înstrăinarea, non-relaționarea și tot așa. Acum, ca și rezultate generale ale cercetării, ca să facem totuși o stratificare, am să vă enunț rezultatele foarte pe scurt ale acestei cercetări. Alienarea relației de atașament cu asistentul maternal sau ajutorul social este printre cei mai consistenți predictori pentru problemele de comportament, precum și pentru area cognitivă, respectiv atenția și gândire. Deci este un foarte puternic predictor. Pe locul 2, mai puțin puternic, dar totuși important, este nivelul global al atașamentului față de maternalul ajutor social. S-a manifestat, s-a evidențiat ca un predictor consistent pentru problemele emoționale. Este mai mic decât față de cele probleme din plan cognitiv, dar este. Și în rândul 3, încredere. Relațiile cu prieteni apropiați, cu povăznici, au avut contribuții semnificative, predictive, destul de consistente, deci locul 3, privind problemele emoționale și problemele de relaționare socială. Deci ca și să încheiem, să facem o sumarizare, rezultatele pe care le-am prezentat evidențiază rolul cheie pe care calitatea atașamentului îl are în integrarea socioprofesională a tânărului instituționalizat. Ceea ce v-am prezentat sunt rezultatele pentru tânărul instituționalizat. Studiul este un pic mai amplu. S-a făcut în aceeași perioadă. Adică am făcut în aceeași perioadă și un studiu privind integrarea socioprofesională a tinerilor neinstituționalizați și automat a apărut și un studiu comparativ. Dar astea, rezultatele acestea nu fac obiectivă în generarea noastră de astăzi. Deci, în principiu, rolul atașamentului, ca teoria atașamentului fundată de John Bowlby, este un segment, un sector foarte important în ceea ce privește dezvoltarea individului. Pe termen lung, așa cum doamna directora Alzamai va informa mai înainte, ceea ce aveți de făcut pe termen lung. Așa cum mi-am dorit, am fost foarte scurt pe primul punct, la fel de scurt voi dori să fiu și pe punctul al doilea.
și anume la drepturile pe care dumneavoastră le aveți, parte dintre ele, doamna director le-a anunțat, cred că, fără să vreau, am văzut pe timp. Vreau să spun o notare, să vă propun o notare a perspectivă. Priviți aceste drepturi, și aici mă adresez în general tinerilor, instituționalizăm. Priviți aceste drepturi care vi se oferă, care vi se pun la dispoziție, conform legii, ca pe niște oportunități. Priviți-le ca pe niște oportunități de dezvoltare ale dumneavoastră, fiecare în dreptul. Această perspectivă de a le privi ca o și oportunități, vă obligă să le încadrați într-un plan, într-un master plan al vieții dumneavoastră. Pentru a vă putea creiona master planul respectiv, ar trebui să vă răspundeți la niște întrebări auto-adresate și anume cine sunt, ce vreau, ce doresc să realizez, unde vreau să ajung. Aceste răspunsuri la aceste întrebări vă vor ajuta să vă faceți plan, să vi-l creionați, să vi-l desenați foarte bine. Dacă veți reuși, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă veți avea nevoie de ajutor, vă recomand să-l cereți de la persoanele care vă sunt cel mai apropiat din sistem, respectiv asistentul maternal, lucrătorul social, psihologul, asistentul social. La un moment dat, în centrul Helicoandă, am mai stat la un moment, un episod emoționant, în care câțiva tineri, câțiva discuți mult, care erau la un centru care se desfințase și acum erau la Helicoandă, l-au primit pe domnul X, fost conducător auto, venise într-o misiune la Bacău, să îndeplinească ceva, și toți copiii l-au înconjurat sau l-au îmbrățișat sau și-au manifestat, ca să spunem așa, atașamentul față de domnul respectiv. Deci toți, toate persoanele care sunt angajați, vă pot ajuta sau vă pot răspunde la întrebări. Important este să aveți răspunsuri corecte. Cu cât aceste răspunsuri sunt mai corecte, și de la persoane care sunt, le aveți în cercul de atașament, cu atât șansele de a vă pune în practică planul pe care îl faceți pentru dumneavoastră, pot fi mai mari. Sunteți puși, în momentul în care aveți aceste, se oferă aceste oportunități, cum am discutat, le punem în perspectiva de oportunități, sunteți puși să luați o decizie. Exact cum a spus doamna director. Acea decizie trebuie să o luați informați și cu informații reale. Când suntem puși toți oamenii, când sunt puși să iau o decizie, au două mari imperii care sunt deasupra capului lor. Și anume, imperiul emoțional și imperiul rațional. În ceea ce vă privește, cu cât imperiul rațional va participa mai mult la luarea deciziei, de a vă creiona drumul în viață, poate va fi mai ușor și mai bine pentru dumneavoastră. Adică aceste decizii pe care luați de a părăsi sau de a nu părăsi, de a continua studiile sau de a vă orienta către intrarea în producție, să le luați sub imperiul rațiunii și nu al emoției din moment. Pentru că este foarte bine cunoscut, fiecare dintre noi suntem rezultatul propriilor decizii. La un moment dat am ajuns la o răspândie și am fost puși să facem alegeri. La îmbrinirea unor lucruri, tragem linia și vedem ce a reprezentat pentru noi acele alegeri. Și realizarea noastră ca persoană a planului respectiv de care vă spuneam, master plan, este modul în care noi am ales. Vă doresc să aveți o alegere sub imperiul rațiunii. Atât am avut să vă spun.
șefii nouă de la compartimentul de analiză și pregătirea criminalității din cadrul DJ Bacău. Bună ziua tuturor! Am reținut din prezentările anterioare câteva cuvinte cheie, că aveți drepturi foarte multe de care trebuie să beneficiați și de care, de-a lungul vieții, ar trebui să le folosiți în folosul vostru. Am reținut de la domnul Bălean încredere, comunicare, dar și probleme emoționale sau de relaționare socială. Cu toate acestea, din perspectiva noastră instituțională, se confruntă toți tinerii. Toți tinerii au drepturi, toți tinerii ar trebui să aibă încredere, dar se confruntă și cu probleme emoționale sau de relaționare socială. Pentru că ne-am întâlnit astăzi și vorbim despre drepturi, din perspectiva noastră, vă aducem în fața dumneavoastră și obligați. Ce spune legea, ce ar trebui să respectăm, ca și cetățeni ai acestei țări. Pentru că decizia de a începe o viață independentă, odată cu împlinirea vârstei majoratului, respectiv vârsta de 18 ani, implică și consecințe și responsabilități prin asumarea acesteia. Deciziile implică însă și anumite situații de risc în care s-ar putea afla toți tinerii, în general, nu doar dumneavoastră. Și pentru că spuneam ce spune legea, trebuie să fim conștienți că atunci când un individ se abate la normele, așteptările și valorile promovate, se consideră ca un comportament indezirabil, deviant și, bineînțeles, trebuie să suporte consecințele legii. Pentru că legea din România are două componente prin care pedepsește încălcarea acestor norme sociale, vorbim de contravenții și de infracțiuni. Ce sunt contravențiile? Constituie o contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, care prezintă un pericol social mai redus decât infracțiunea, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărârea guvernului, ori prin hotărârea consiliului local, al comunei, orașului, municipiului sau consiliului județean. Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul sau amenda contravențională. Pentru că am pomenit și de infracțiuni, o infracțiune este o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Sunt fapte care pun în pericol sănătatea, viața, libertatea și bunurile celor din jur și sunt pedepsite în funcție de gravitatea lor. Pedepsele principale pentru infracțiuni sunt detenția pe viață, închisoarea sau amenda penală. Pentru că unii dintre dumneavoastră nu au ajuns încă la vârsta majoratului, vârsta de 18 ani, am considerat necesar să vă vorbesc puțin și despre ceea ce înseamnă răspunderea penală a minorului în fața legii. Respectiv faptul că, începând cu vârsta de 14 ani, minorul răspunde în fața legii pentru faptele săvârșite. Din momentul în care un tânăr a împlinit vârsta de 18 ani, el răspunde în fața legii ca și adult. Pentru contravențiile săvârșite de minori, cu vârsta între 14 și 18 ani, minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduce la jumătate. Însă, pentru că vorbeam de răspunderea penală, Codul Penal Român stabilește vârsta răspunderii penale în felul următor. Minorul, care nu a împlinit vârsta de 14 ani, nu răspunde în fața legii. Însă, cel cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ, iar discernământul se stabilește de către instituțiile de medicină legală printr-o expertiză de specialitate. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Pentru că am vorbit de răspundere penală, nu trebuie să omitem și faptul că într-o faptă penală pot fi mai mulți participanți, respectiv autorul,
care se urșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală, un complice, persoana care cu intenție înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, instigatorul, care determină cu intenție o altă persoană să săvârșească o faptă penală, dar nu trebuie să uităm faptul că nu doar autorul este pedepsit de legea din România, ci și instigatorul sau complicele, fapta acestora se pedepsește cu pedeapsa prevăzută lege ca și autor. La stabilirea pedepsei, bineînțeles, se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea respectivei infracții. Pentru că v-am spus aceste aspecte în condițiile în care un tânăr sau orice cetățean al acestei țări ar putea fi implicat într-o faptă penală ca și autor, complice sau instigator, nu trebuie să uităm că într-un astfel de eveniment, într-o săvârșire a unei astfel de fapte, sunt și victime. Și tineri sau adulți ar putea fi victime, dar înțelegem prin victimă dacă o persoană este agresată, bătută, îi este pusă viața în pericol, dacă este deposedată de un bun ce mai îi aparține, dacă proprietatea este distrusă sau deteriorată, dacă o persoană este păcălită, înșelată sau este victima unui accident rutier. Însă, mai putem spune și faptul că un adolescent sau un tânăr este victimă și atunci când, din cauza anturajului, a teribilismului, a lipsei de informare, se implică în comiterea unei fapte ilegale, o infracțiune sau o contravenție, el este victimă, dar în același timp este și autor. Pentru că am văzut la mulți dintre dumneavoastră și telefoane mobile, este foarte important să știți că aici am vorbit despre proprietate, despre violență. Trebuie să știm că există și infracționalitate în mediul online. Trebuie să vă informați. Dacă aveți telefoane mobile, există și probabilitatea să existe și conexiunile la internet. Vorbeam de informare și vorbeau antevorbitorii mei despre a ne informa înainte de a fi implicat în orice situație. Înainte de a merge mai departe, dacă nu găsim pe cineva în jurul nostru care să ne sfătuiască sau cu care să discutăm problema cu care ne confruntăm, avem posibilitatea să accesăm pe internet diferite căi de informare, încât să obținem și să luăm ulterior decizia cea mai bună și cea mai corectă și cu atât mai departe de ceea ce înseamnă legea penală. Pentru că toate lucrurile despre care am spus mai devreme implică, într-un fel sau altul, violența. Am spus că e important să vă aducem în fața dumneavoastră și o definiție a ceea ce înseamnă violența și a faptului că violența poate afecta orice persoană, indiferent de vârstă, rasă, gen, apartenență etnică sau religioasă, statut social sau educațional. Iar agresorul poate fi reprezentat de orice persoană care folosește abuzul de putere. La fel de bine dacă mai devreme scoteam în evidență ceea ce înseamnă răspunderea penală până la vârsta de 18 ani, mulți dintre dumneavoastră vă apropiați de această vârstă și poate vă doriți să vă întemeiați o familie. De aceea am considerat și componenta de violență în familie o componentă foarte importantă. Pentru că, de obicei, când vorbim de violență, ne gândim la loviri, la ceea ce înseamnă violență fizică. Că e lovire, că e împrăgire, că e rănire. Însă, din componenta de violență, vorbim și de violență verbală sau psihologică. Și aici mă refer la limbaj jignitor, insulte, amenințări în public sau în spațiul privat. Dar și, mergând mai departe, vorbim de violență sexuală, atingere forțată, viol, expunere la pornografie infantilă sau solicitarea unor servicii sexuale în schimbul hranei sau a hainelor. Sunt lucruri cu care noi ne confruntăm, e important să le știți, e important să știți, să aveți încredere în cei de lângă dumneavoastră, iar oricare din aceste situații prezentate mai devreme, dacă considerați că vi se întâmplă sau cuiva apropiat dumneavoastră, să vorbiți, să discutați, să sesizați
încât acele lucruri să nu se mai întâmple. Pentru că vorbim de tineri, vorbim de modul în care ei ar putea să evolueze, din această perspectivă, vă mai aduc pe scurt în fața dumneavoastră trei idei. Am vorbit mai devreme de ceea ce înseamnă internet și de faptul că există infracționalitate și în mediul online și vă rugăm să fiți destul de prudenți în ceea ce privește interacțiunea cu persoane necunoscute în mediul online, dar la fel mă refer și la ceea ce înseamnă traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă sau exploatării sexuale, dar și la implicarea sau posibilitatea implicării dumneavoastră în orice tip de infracțiuni contra patrimoniului, cum sunt furturile unor bunuri, bani sau înșelăciune. Toate acestea se întâmplă în societatea în care cu toții facem parte. Este important să fim atenți, este important să ne ținem departe de astfel de evenimente, încât să fim bine, iar evoluția noastră să fie una normală, o cale bună și frumoasă. Cum spunea și doamna director mai devreme, cu toții sunteți foarte frumoși, cu toții puteți să mergeți mai departe și să realizați cu încredere toate lucrurile care vi le doriți și la care visați. Dacă apar probleme, sunt sigură că sunt oameni împreună, lângă dumneavoastră, care vă pot sprijini și vă pot ghida spre lucrurile pe care vi le doriți. Eu vă mulțumesc! Multă baftă și succes în continuare! Mulțumim în continuare domnul Radu Locuniță, comisar șef la Centrul de Prevenire Valoare și Consiliere Antidrobac. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru introducere, doamnă director. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie, pentru început, pentru că în sală sunt foarte mulți tineri, să facem o intrare în acest subiect pe care îl vom aborda, puțin atipică, și aș vrea, cu ajutorul colegilor noștri care sunt la tehnic, să vedem dacă putem să vizionăm un scurt clip care are legătură cu subiectul pe care îl discutăm. Și până clipul va fi pregătit, știm că nu are sunet, dar nu e nicio problemă, pentru că imaginile sunt foarte concludente. Aș vrea să vă spun că Agenția Națională Antidrog furnizează servicii de asistență pentru consumatorii de droguri. Da, cred că începe videoclipul, da? Regulă, mulțumesc! Așadar, scopul nostru de astăzi și ideea principală a prezentării este aceea de a ne aduce aminte că tot ceea ce pare frumos ambalat la un moment dat poate să devină foarte periculos dacă nu vom fi atât de atenți și de curioși să știm exact ceea ce se ascunde în spatele acestui lucru foarte bun.
Trebuie să vă spunem că, dincolo de drepturile și obligațiile pe care le avem ca și în calitatea noastră de cetățeni, suntem până la urmă cu toți oameni, supuși greșelilor, e foarte adevărat, greșeli pe care le putem îndrepta de-a lungul timpului, atâta timp cât știm că aceste greșeli le recunoaștem și putem să facem ceva pentru ele. Și am venit în fața dumneavoastră să vă reamintesc cum putem ajuta atunci când întâlnim o persoană care consumă droguri sau cum putem fi noi ajutați. Cum putem ajuta dacă cineva din preajma noastră are probleme din cauza drogurilor, fie consumă, fie încearcă să consume. Cel mai important lucru este acela de a avea încredere. Așa cum spunea și domnul psiholog mai devreme, încrederea în persoana adultă de lângă dumneavoastră și sunt ferm convins, colegii din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, fie că sunt angajați direcții, fie că sunt asistenți maternali sau lucrători sociali, constituie persoane de încredere pentru voi. Și atunci e foarte important să încercați să aveți o discuție cu persoanele acestea de încredere care sunt adulte. De ce? De multe ori, chiar dacă ne-e teamă sau ne-e frică de ce vor spune, cu siguranță ne pot ajuta și ne pot îndruma în așa fel încât noi să fim în siguranță. Dacă totuși nu facem acest lucru, e bine să fim un prieten bun și să ascultăm persoana respectivă. S-ar putea să fie un egal de-al nostru, un prieten cunoscut și de cele mai multe ori simte nevoia de a fi ascultat pentru că multe uși se închid. Îi poți da un sfat sau pur și simplu poți să îl însoțești atunci când este într-o criză. De cele mai multe ori când se întâmplă lucrul ăsta, ne speriem și fugim, fără să ne dăm seama că viața unei persoane poate fi în pericol. Și dacă ne-am gândit ce s-ar întâmpla dacă am fi noi în situația unei crize și ceilalți din preajma noastră ne-ar părăsi. Și în ultimul rând, un sfat important, să nu-l ajutăm cu bani sau cu lucruri, să ne împrumutăm, fiindcă știm sau putem să bănim că lucrurile alea nu se vor mai întoarce la noi și acest lucru ne va, această situație ne va crea o stare foarte neplăcută. Dar ce faci în momentul în care te confrunți cu problema drogurilor? Vă spuneam și la început, Agenția Națională Antidrog oferă servicii de consiliere pentru consumatorii de droguri și pentru aparținători. Serviciile sunt gratuite, sunt confidențiale, nu spunem altora, ci încercăm împreună să găsim soluții pentru fiecare persoană în parte. Dacă te afli într-o astfel de situație de consum, un lucru la care te-ai putea gândi ar fi acela de a nu mai sta în preajma prietenilor cu care consum. Se întâmplă rar să consumăm de unii singuri și la început, de cele mai multe ori, consumul are loc împreună cu niște prieteni de-ai noștri, cu niște cunoscuți și pe care îi frecventăm, iar dacă încercăm să stăm departe de ei, sigur că și tentația de a consuma poate să fie mult mai redusă. Iar dacă ți este rău, nu uita să suni la 112 sau să rogi pe cineva să sune la 112, pentru că viața ta este foarte importantă și pentru că este prețioasă și e nevoie ca în situațiile de urgență să fie ajutat, iar colegii de la spital pot face acest lucru. În final, aș vrea să vă spun un cuvânt și despre programul nostru Safe Space, adică spațiu sigur, care se adresează tocmai dumneavoastră, tinerilor, adolescenților, cu vârste de peste 16 ani și tutorilor legali, reprezentanților legali și familiilor, un program în care încercăm, vă spuneam, prin consiliere, să identificăm soluțiile cele mai potrivite, așa să încât o persoană să poată să își asigure o bună stare fără a fi nevoie de substanțe.
pentru adulții însoțitori, dar și pentru dumneavoastră, adresele noastre de contact din Bacău, numărul de telefon 0234-55-1514, adresa de e-mail și, bineînțeles, adresa fizică, Strada Condorilor, numărul 4. Sperăm să ne revedem doar în situații de discuții cu privire la riscurile consumului de droguri și vă dorim să aveți mult succes și multă baftă pe mai departe. Vă mulțumesc! Deși nu sunt obișnuită să vorbesc unui public pentru că rolul meu, așa cum v-am spus, sunt comisar șef de poliție, șefa serviciului trafic de persoane și cu o activitate în spate de cercetare penală doar pe trafic de persoane de 20 de ani. Vin să vă spun despre traficul de persoane și sunt sigură că ați aflat fiecare în parte, fie din mediul online, fie de la televizor, ce reprezintă acesta. În general și minimal, ne referim la exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, prin cerșetorie și traficul de organe. Cel mai important mod de exploatare este cel prin cerșetorie. Recent, prostituția la noi în țară este doar contravenție. Sunt pedepsiți doar proxeneții. Și ca să încep cu ceva frumos referitor la dumneavoastră, din punct de vedere al victimelor traficului de persoane, vreau să vă precizez faptul că în cei 20 de ani de activitate, ponderea principală nu este a victimelor din sistemul DGASPC și asta nu poate decât să ne bucure, ceea ce înseamnă că dumneavoastră sunteți suficient de puternici, de informați sau ajutați de către cei din sistem. Vorbeam despre riscuri, riscurile pe care le presupune traficul de persoane. Au fost împărțiți de către specialiști în două mari categorii și sunt riscuri personale și riscuri situaționale. Riscurile personale se referă la vârstă, la atitudinea dumneavoastră față de traficanți. Dacă sunteți elevi, dacă sunteți adulți, dacă asta presupune cu ce bagaj vine fiecare dintre dumneavoastră. Și factorii situaționali se referă la mediul din care provine victima, locurile pe care le frecventează, mediile. Am venit aici cu un material foarte vast, dar pentru că antevorbitorii mei au văzut că au scurtat un pic discursul, o să vă vorbesc doar despre principalele noțiuni ale traficului de persoane și o să mă refer aici la faptul că se desfășoară pe două paliere, traficul de persoane la nivel național și la nivel internațional, transfrontalier. Asta presupune că traficanții, autorii, mai exact, cei care recrutează victimele, fie le exploatează pe plan național, ponderea o reprezintă exploatarea sexuală, fără a mai duce victima peste granițele țării, pe când traficul internațional transfrontalier presupune implicarea mai multor state. La nivelul serviciului de trafic, la combaterea traficului de persoane și la nivelul DICOD-ului, instituția parchetului specializată să lucreze pentru prinderea și cercetarea traficanților, au fost înregistrate numeroase dosare în fiecare an și mă bucur să vă anunț că în urmă cu o săptămână unul dintre traficanți a fost condamnat la închisoare de 11 ani și 8 luni. Este o faptă foarte gravă, este un fenomen care a început inițial prin violență, iar acum modalitățile de exploatare au dus către lavărboi. Dacă înainte traficanții recrutau victimele prin violență, răpindu-le de pe stradă, accesând mediile lor,
lovindu-le, sechestrându-le, mai nou s-a demonstrat că traficanții au abordat o metodă nouă la Vârboi, asta probabil că ați auzit foarte mult, sunt prietenesc cu victima, ai impresia că este prietenul, iubitul tău, că aveți o încredere desăvârșită în el, îți promite un loc de muncă, fie în țară, fie în străinătate, dar de cel mai multe ori în străinătate, pentru că este mai bine plătit. La noi salariile sunt foarte mici, condițiile sunt precare și la locul de muncă și odată ajuns în afară, constați că de fapt îți spune pare rău, te-am adus aici pentru a te prostitua. Îți ia pașaportul sau actul de identitate și atunci victima rămâne pur și simplu la dispoziția, să spunem așa, a traficantului. Este foarte important pentru dumneavoastră să luați în calcul atunci când vă prieteniți și o să spun că nu doar fetele, femeile, ci și bărbații pot fi victime ale traficului de persoane, atât prin exploatarea prin muncă, prin cerșetorie, și nu puține au fost cazurile când bărbații au venit din afară loviți, bătuți, crunt, pentru că li s-a promis un loc de muncă în afară, sigur, și au ajuns acolo să fie sechestrați și obligați să lucreze în condiții improprii. O să vă întrebați cine poate fi victima traficului de persoane. Oricine poate fi victimă, de la un copil de 2 ani, 3 ani, până la un bătrân și, vedeți, probabil ați văzut mediatizându-se cazul din București cu bătrânii din centrele de asistență socială, din azilele de bătrâni. Ce vreau să vă mai spun acum, dincolo de faptul că am vorbit mai mult din prisma victimelor traficului de persoane și mai puțin a făptuitorilor, a infractorilor, a traficanților, pentru că mă gândesc că niciunul dintre dumneavoastră nu se gândește că ar putea să văd și astfel de fapte, mai ales în antivorbitorii mei v-au atras atenția, v-au sugerat care sunt condițiile legislative și care sunt sancțiunile și ce presupune traficul de persoane. O să vă citesc totuși ceva din ce v-am pregătit cu privire la la ce ar trebui dumneavoastră să fiți un pic mai atenți. Cum au spus și ceilalți, trebuie să vă informați foarte bine și din surse foarte sigure. În condițiile în care ați ajuns într-o țară străină, contactați imediat ambasada sau un prieten, un coleg din țară. Consultă un jurist atunci când, sau juristul DGSFC-ului, mă gândesc cu privire la depunerea unei sesizări, unei plângeri la organul de poliție. Fii precaut în ceea ce privește promisiunile verbale, indiferent de argumentele folosite. Fii reticent în legătură cu orice angajament privind procurarea documentelor de călătorie de către o altă persoană. Refuză orice angajament care ar putea duce la șantajarea ta, plata unor servicii, transportului. De multe ori vedem că traficantul se oferă să plătească el biletul de transport, urmând ca după aceea să-și șantajeze victima financiar și intervine acea aservire financiară. Fă copii ale pașaportului și ale documentelor de călătorie și lasă-le la o persoană de încredere, astfel încât cineva să știe despre tine unde te afli. Comunică unei persoane de încredere detalii cu privire la locul unde vei merge. Atrag atenția celor care urmează să călătoriți în afară că pașaportul, buletinul nu poate să stea decât la dumneavoastră. Nici o instituție în afară de poliție sau la vamă, când ieșiți din țară, nu poate să vă rețină actul de identitate. Aș fi curioasă acum, pentru că, deși prelegerile colegilor de care au vorbit anterior nu au fost interactive, v-aș solicita totuși, dacă rândul dumneavoastră sunt tineri, persoane care doresc să adreseze o întrebare legată de traficul de persoane, de traficul de minori, dacă v-ați aflat vreodată într-o situație vulnerabilă care ar fi putut să vă aducă într-o astfel de situație. Da, mă gândesc că nu. Nimeni nu este curajos, nimeni nu are o cunoștință, nici un caz, nimic.
Nu ați fost niciodată abordați de către cineva să desfășurați un serviciu contra unei sume de bani? Mă bucur să aflu lucrul acesta. O să-mi încheie aici prelegerea mea cu speranța că ați înțeles oarecum ce reprezintă traficul de persoane, că este o infracțiune foarte gravă, că trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, că este important să știți fiecare unde mergeți, cu cine vă întâlniți, să nu aveți încredere prea mare în cei pe care nu-i cunoașteți și să vă asigur că vă puteți baza pe noi oricând pentru a identifica și trage la răspundere pe traficanți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În continuare, domnul Robert Andrei Vasivoiu, președintele Consiliului Județean al Elevilor din Bacău. Mulțumesc, doamna director, pentru invitație. Eu sunt Robert Vasivoiu, reprezentantul structurii de la nivel județean, care vă apără drepturile, obligațiile, interesele, ca și elevi. Sunt convins că pe aici se află foarte mulți elevi, probabil toată lumea. Iată că până acum antevorbitorii mei v-au spus despre o serie de drepturi și obligații pe care le aveți și, prin urmare, țin și eu să vă menționez că, când vine vorba de poziția voastră de elev, aveți de asemenea o serie de obligații și de drepturi, pentru că fiecare drept, evident, vine cu o obligație aferentă. Ei bine, aceste drepturi vin ca să vă sprijine pe voi în găsirea unui viitor cât mai potrivit pentru voi, pentru că ne dorim cu toții ca talentele și atribuțiile, abilitățile fiecăruia să fie promovate într-un mod cât mai eficient, pentru că aceasta este cheia ca o societate să se dezvolte cât mai fezabil. Iată că pentru asta, noi, ca și structură județeană de reprezentare a elevilor, ne-am gândit la o serie de activități care sunt menite să vă sprijine pe voi în găsirea unei profesii potrivite, în asigurarea unui viitor cât mai reușit. Iată că anul acesta ne propunem să ajungem în fiecare liceu și poate și școală gimnazială, dacă avem suficiente resurse, ca să vedem cum este pus în aplicare actul educațional de care fiecare dintre noi beneficiem, ca să vedem dacă trebuie să intervenim unde este cazul și să găsim o soluție care să împace pe toată lumea. De asemenea, considerăm că ca voi să vă dezvoltați cât mai eficient, să vă dezvoltați pe plan profesional, dar și personal, sunt foarte importante activitățile de voluntariat, iar deși noi suntem o activitate de voluntariat, vă încurajăm să faceți și voi parte din mișcarea de reprezentare, prin urmare avem și acum desfășurarea sesiunii de alegeri în fiecare liceu din județul Bacău și avem și colaborări cu asociații, cu diferite asociații din județul Bacău, menite să vă aducă vouă în față oportunități de voluntariat care, cum am zis, să vă dezvolte atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Cam atât am avut de zis. Vă urez foarte mult succes în continuare. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumim frumos, Andrei. În continuare, doamna Diana Brodu, de la Inspectoratul Școlar Județean, coordonator Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Mă numesc Iana Produ și sunt profesor consilier școlar în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Instituție care se află în suportul Inspectoratului Școlar. Noi, ca și instituție, transmitem către inspectorat tot felul de situații, tot felul de informări. Și cumva propunem spre aprobare diferite programe de intervenție. Am ascultat așa pe antevorbitorii mei care au specificat așa câteva probleme pe care și noi le consiliem.
și traficul de persoane, droguri, furturi. Acum, când vreo 16 ani, cineva mi-a spus așa, că copil mic, probleme mici, copil mare, probleme mari. Într-adevăr, un profesor, un consilier școlar, pe vârsta mică intervine cu anumite tematici legate de managementul învățării, legate de stil de viață, pe când la copiii mai mari, la elevii mai mari, intervin pe problematica de droguri, de trafic de persoane, de furturi, de violență, bullying. La începutul anului căutăm să centralizăm elevii în risc. Și fiind acum tematica aceasta de mame minore, am venit așa cu temele făcute și am centralizat mai rapid, chiar dacă termenul era 5 octombrie, mamele minore din județul Bacău. Și am aflat pe ceamă, acestea sunt 17 mame minore și 3 mame însărcinate, 4 mame însărcinate. E foarte important să intervenim și să consiliem și asta vă împing așa, să mergeți către cabinetele de consiliere. Fiecare unitate de învățământ are profesor consilier școlar. De anul acesta găsiți astfel de profesioniști din unitățile școlare. Și vă invităm să bateți la cabinet și veți găsi sprijinul și susținerea necesară. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Am ajuns la finalul agendei, dar nu încheiem înainte de a da cuvântul doamnelor deputați, domnului senator, dacă dorește, doamna Hărântău, Elina. Bună ziua tuturor! Doresc, înainte de orice, să vă mulțumesc pentru invitație. Este o activitate foarte, foarte benefică în cadrul acestei acțiuni, acestei campanii de informare și am convingerea că discuțiile purtate pe marginea acestei generoase teme se vor materializa în proiecte și strategii viabile pentru viitorul acestor tine. Chiar dacă sunt copii orfani sau copii abandonați de familie din anumite motive și aceștia își găsesc a doua casă, vine momentul când la împlinirea a 18 ani trebuie să își ia singur soarta în mâini și să decidă ce pot să facă cu viitorul lor. Odată cu părăsirea centrelor instituționalizate ale statului, mulți tineri sunt debusolați, nehotărâți, circumspecți, astfel ajungând să facă parte din grupuri organizate, infracționale, din grupuri sociale din care nu au lucruri bune de învățat și astfel duc la o dezorientare totală și un risc pentru viitor. Și, în consecință, instituțiile abilitatea
ale statului, de aceea au obligația de a informa tinerii instituționalizați și nu numai, cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, precum și avantajele, dar și dezavantajele în această tranziție de trecere din instituțiile acestea ale statului și viața în comunitate. Doresc să evidențiez și mă bucur foarte mult că aici la Bacău această campanie astăzi eu constat că este un adevărat succes. Consider că la nivelul fiecăruia dintre dumneavoastră au ajuns informațiile necesare pentru grupul țintă, necesare pentru această perioadă de tranziție, așa cum spuneam. Totodată, această campanie constituie și un mecanism de verificare din partea statului a itinerarului, a drumului pe care îl veți avea sau îl aveți de parcurs, așa cum spuneam, în viața în comunitate. Ce înseamnă acest lucru? Că puteți fi sprijiniți în continuare, că nu sunteți singuri și că instituțiile, abilitatea de statului sunt alături de dumneavoastră. Condiția este ca, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, să nu cedați, să nu părăsiți sistemul de educație și să vă continuați studiile. Așa cum spuneam, prin mecanismul de verificare puteți fi feriți de pericolul intrării în anturaje dubioase, precum și cele ale consumatorilor de droguri și a diferitelor grupă interlocutoare. În calitate de membru în Comisia de Învățământ din Parlamentul României, unde am avut o muncă destul de aplicată și deloc ușoară pentru a ajunge ca legile educației să fie astăzi în vigoare, urmând a fi puse în aplicare în mod etapizat, eșalonat, s-a avut în vedere mamele minore. Și mă bucur că pentru mamele minore, permiteți să spun că am privit cu mare drag doamnele din sală, mă bucur să spun că instituțiile statului asigură logistică și ajutor financiar dumneavoastră. Și pentru mamele minore, doresc să precizez că primesc o bursă de 700 de lei pe lângă toate celelalte burse sau indemnizații venite din partea statului pentru creșterea copilului, dar și pentru a-i asigura mamei un viitor. Condiția, așa cum spuneam, este continuarea studiilor. Pentru că odată ce mamele minore sunt în această situație și ajung la decizia părăsirii centrelor speciale ale statului, situația devine foarte complicată. Având responsabilitatea copilului sau copiilor, fapt ce le provoacă o teamă reală și obiectivă față de viitorul lor. În îngrijirea unor asistenți maternali, în plasament în regim familial, în case de tip familial sau în centre de plasament, acești copii și tineri, mulți dintre ei, cu copii, beneficiază de un grad sporit de siguranță în ceea ce privește viața de mâine, fapt care le mai atenuează amploarea
rănilor sufletești. Însă, așa cum spuneam, odată cu timpul, tinerii instituționalizați și mamele minore trebuie să părăsească sistemul, după cum mi s-a comunicat și mai înainte de către antevorbitori, iar responsabilitățile pe care le au la împlinirea vârstei majoratului devin dificile și greu de dus la îndeplinire. Așadar, continuați studiile, aveți curajul de a cere ajutor și în aceste situații statul și instituțiile abilitate vă poate acorda sprijinul atât pentru copii, cât și pentru dumneavoastră de a deveni în continuare oameni de nădejde, cu viitor și cu succes pentru propria formare și deprindere în viața socială. Nu mai lungesc mult discuțiile, pentru că, iată, aveți aici toți factorii și toate instituțiile care au în vedere viitorul dumneavoastră. Îmi doresc foarte mult să aveți sănătate la minte, trup și suflet, adică fizic, psihic și emoțional. Și în ultimul rând, mi-am amintit cu mare drag de școala unde am predat, acolo unde eram învățător, profesor, director și am trăit niște nostalgii, un perechi de ochi, mă priveau atenți la ceea ce spun. Haideți, dragi copii, fiți și voi atenți și luați serios viitorul vostru, pentru că vă suntem alături și nu sunteți singuri. Mulțumesc! Motivația suficientă să nu lăsați gata jos, iar
consiliul liceului să rămâneți ambițioși și responsabili privind viitorul vostru. Pentru un stat bun în viață pe care ne dorim cu toți să aveți. Desigur că noi, la nivel central și local, poate putem face mai multe pentru voi și suntem mereu în discuții și cu foarte mulți dintre dumneavoastră pentru a face ca integrarea voastră socio-profesională să fie cât mai ușoară. Aș vrea să mai adaug că eu am fost constant interesată de situația mamelor minore de la nivelul județului Bacău. Astfel, în decembrie 2022 am adresat o întrebare Ministerului care este situația la nivel național și dacă în urma campaniilor de conștientizare sau efectelor forme de intervenție s-au observat îmbunătățiri. În 2020 au fost la nivelul județului Bacău 297 de mame minore, iar la nivel național 8343. Iar în 2021 au fost 269 de mame minore la nivelul județului, iar la nivel național 7448. Din multe dezbateri pe care le-am avut și la nivel guvernamental pe acest subiect, cu mai multe ONG-uri, chiar cei de la Salvați Copiii, ne-au sesizat că există, acest număr este poate chiar de două ori mai mare, este îngrijorător. Nu știu ce. Cum am putea să intervenim, să reducem cât mai mult posibil acest număr de mame minore, pentru că ne dăm cu toții seama cât de greu este să fii și copil, să mai ai un copil în grijă și să te gândești la un viitor bun pentru tine și copilul tău. De asta sperăm ca această zi dedicată vouă să fie pentru voi cu succes, iar pentru cei care nu au reușit să ajungă, voi să fiți portavocea și să le transmiteți cele ce le-ați auzit aici, să-i încurajați să rămână cât mai vehemenți atunci când vine vorba de deciziile pentru viitorul lor și să fie conștienți că de la ei pleacă, de fapt, deciziile și noi putem doar să vă creăm un cadru de protecție. Dar dacă voi nu veniți să cereți ajutorul, e dificil noi să ajungem la fiecare dintre voi. După cum s-a precizat, legislația cuprinde mai multe forme de protecție, însă ideal este să preveniți voi aceste forme de abuz și să le evitați, să le sesizați în timp și să le ocoliți cât posibil. Odată ajuns la vârsta maturității, sunteți responsabili pentru alegerile voastre și este spre interesul vostru să le alegeți tot timpul pe cele mai bune. Așadar, vă încurajez să fiți responsabili, un succes și alegeri cât mai înțelepte. Mulțumesc! Aș mai vrea să fac o precizare, să fie clar. Nu trebuie să urmați doar studii superioare după ce terminați liceul. Puteți urma studii post-liceale, cum sunt cele sanitare sau de asistent de grijă de persoane în vârstă, de ergoterapeut, pedagog de recuperare. Sunt foarte multe meserii, foarte, foarte multe meserii pe care dumneavoastră le puteți urma și nu este neapărat de nivel de studii superioare și vă rog să le luați în calcul și pe acestea de post-liceale, care sunt chiar la îndemână și sunt la îndemână aici în Bacău, în județul nostru, în Trebieniță. Tehnologice, eu nu știu să vă spun acum ce alte meserii puteți urma post-liceal, dar v-am enumerat câteva. Cereți informații de la managerul de caz și sigur le veți primi în ce direcție puteți urma. Mulțumesc frumos! În continuare, domnul Ichim Cristian, deputat în Parlament României, dacă dorește să ne găsiți un cuvânt. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna director, mă bucur să fiu astăzi aici, având alături autoritățile locale, dar și centrale, și pe lângă faptul că suntem cu Comisia Drepturilor Omului a Cameriei Deputaților, de capacitate de proiecte de privire la drepturi și obligații, sunt și deputat de Bacău și vă reprezint în Parlamentul României. Iar, mergând mai departe de campania de informare, văd adus la un nivel foarte bun și la Bacău, adică cei prezenți și nu numai,
Consider că trebuie să avem un dialog mult mai aplicat și să veniți cu întrebări către toate autoritățile locale, dar și centrale. Pentru că, fără dezbatere, putem găsi soluțiile cele mai adecvate. Și am să preiau ultimul subiect privire la continuarea asistentului. Despre asta este vorba, decizia bazată, cum zicea domnul Psaloc, pe atașament, încredere, dar și emoție pe care o luați sau nu o luați de ieșit din sistem, a plecat în lumea largă sau rămâne în România, trebuie compănită foarte bine. Pentru că, cum s-a spus aici, puteți să reveniți în sistem. Și dacă faceți un calcul cât anume primiți dacă mergeți la un loc de muncă, și cât vă oferă statul, pentru a vă continua cumva dezvoltarea. Și sistemul universitar sau în alte zone, posticiale, sanitare, sunt în Bacău aici, cum zicea doamnă director, la îndemână. Cumpăniți și testați. Și v-aș propune să vă gândiți și să veniți către doamna director și instituțiile abilitate cu propuneri, cum să aveți un contract de colaborare cu mediul privat. Mai bine să testați întâi și apoi să luați o hotărâre unde vreau să merg. Pentru că toți avem vise și voi mai ales și nu trebuie să renunțați la ele. Deci aveți vise, trebuie să deveniți tehnicieni, maestri, ingineri, profesori. Trebuie să vă continuați visele. Nicăieri în lumea asta nu răcânim până la ce poate. Și bine să testați întâi și apoi să luați decizia în care direcție vă îndreptați. O colaborare cu mediul privat. Încercați să mergeți să vedeți cum se lucrează, cum se pune problema în locul de muncă. Apoi, ceea ce spunea reprezentantul elevilor aici, în parteneriate și implicare activă civică, pe bază de voluntariat, să știți că aici vă testați, tot pe voi. Voi și vă testați, dacă faceți față. Este Crucea Roșie, la Bacău, care are o activitate foarte bună. Poate merge pe zona de asistență. Asta înseamnă pentru viitor, voi cum să vă asigurați veniturile proprii. Gândiți-o într-un fel foarte practic, pentru că sunteți tineri și aveți toată viața în față. După cum ați observat, pe lângă drepturi avem și obligații. Eu nu am să intru foarte mult în zona de obligații, dar am să intru pe zona de anturaj. Deciziile greșite se iau pentru că vrem noi sau ne dorim voi. Și anturajul de cele mai multe ori face ca să încercăm. Dacă mergem pe zona de droguri sau de alcool sau... Și aici ar trebui să cumpăriți bine ce anume doriți să faceți. Încerc să fiu cât mai scurt posibil. Și asta găsesc pe zona de mame minore, unde noi, în România, avem o problemă reală. Mare parte, aproape 25% din mame minore s-a aflat în România. Nu sunt 25%, dar aproximativ un sfert la nivel european. 60% din mamele minore va, nu știe nimeni de ele, 60% se știe de ele, 46% nu prea se știe de ele, ce se întâmplă. Cu toate că un punct bun este, față de 2023, a scăzut numărul de mame minore în județul Bacău. Dar nu e suficient. Poate un acces la o educație sanitară mai adecvată sau să aveți curajul să cereți. Pentru că statul oferă. Instituțiile sunt aproape, reprezentanții sunt aproape la dumneavoastră tine. Unde trebuie să aveți curajul, pe lângă emoție și celelalte lucruri, să aveți și curaj. Să vă cereți sau să cereți sprijin. Și atunci vă veți obține, așa cum spunea și doamna de la inspectoratul școlar, consiliere psihologică sau psihologică. Sunt aproape de voi. Poate doriți să aveți ședințe mai des, dar trebuie să treci din partea voastră. Pentru că, de multe ori, nu se cunoaște nevoia. Se știe, da? Nu se știe exact sau nu se cunoaște nevoia esențială sau dialogul care trebuie purtat între cel care are nevoia și cel care poate oferi o soluție. De asta, cred că, pe lângă informare și sigur că există un dialog mai punctual în anumite momente, trebuie să avem și un dialog. Dar fără voi ca partener, nu putem găsi soluția optimă. Este esențial. Și să știți că sunt mai multe care nu doar ca un copil. Aveau doi, trei copii, iar media de vârstă a tatălui este undeva la 21 de ani. Gândiți-vă că a pleca în drum, în viață, ai nevoie de venituri. Cine ți le dă? Trebuie să le produci ca familie. Ai avut un copil? Da, copiii
lucru cel mai scump pentru, pentru noi, ca societate, pentru noi, ca părinți, pentru cei care vă îngrijesc, dar puteți să oferiți copiilor ce vă dorim vouă să vă oferiți sau copiilor. De asta este foarte important și de bine deciziile pe care le faceți și cum le faceți. Trebuie să testați întâi. Să știți că în străinătate, pentru că este curentul de a pleca afară, găsesc un loc de muncă și acolo mi se va oferi, nu, este un miraj în general. Chiar dacă sunt foarte mulți în munte ca să pare. Eu am locuit în străinătate. Nu vine nimeni acasă ca să îți ofere ceva bani și tu să stai pe urmă. Trebuie să înveți să știi o meserie. Dar nivelul veniturilor și în România a crescut. Posibilitățile și accesul în ultimii ani, fiind membri în Uniunea Europeană, îl avem și în România. Se investește în România prin fonduri europene. Deci noi, ca societate, vom avea mai mult de oferit către cetățeni. Și către voi. Și ar trebui să zic eu, să vă gândiți cum ați putea aici să vă oferiți un viitor în România și să vă feriți de probleme acolo unde este nevoie, să apelați la cei care oferă sprijin, atât în zona Ministerului de Interne, avem aici doamne și domnul comisar, dar și la celelalte instituții care sunt aproape de voi. De asta devin și spun, colaborarea cu mediul privat, ce înseamnă colaborarea cu ONG-urile și participarea la activități diverse, de sprijin, voluntariat, cunoașteți alți oameni, cunoașteți cum se pune problema în diverse domenii de activitate. Fiți curioși. Altfel, nu aveți de înțeles, doar pe supuneți. Și apelați și la, cum am spus la început, la toate instituțiile statului. Toți reprezentanții, de la Consiliul Local, Consiliul Județean, Inspectoratul, Direcția PC-ul, parlamentar, puneți întrebare, aveți tot dreptul. Nu am să intru pe zona de substanțe psihoactive și pericolul pe care reprezintă, dar și aici, scurt, am să spun, tot voi puteți veni cu soluții, pentru că sunteți acolo aproape de probleme. Nu pot continua, poate nu există numărul necesar de multe ori, sau acțiunile nu sunt direcționate chiar optim pentru a-i depista pe cei care cumva împing acest flagel mai departe. Tot voi puteți veni cu soluții. Mai am o întrebare la care bănuiesc pe viitor, poate puteți să răspundeți. Credeți că sunt prea multe numere de telefon la care apelați în caz de probleme? Pe lângă 112 avem și numărul copilului de sprijin, avem și numele local. Ceea ce am discutat cu mulți tineri și mi-au ridicat până aia, sunt prea multe numere de telefon și acum vă întreb pe voi. Să adresează vouă. Sunt prea multe numere, ar trebui să fie doar un număr central de unde se direcționeze apelurile acolo unde este nevoie. De asta am spus de dialog și colaborare, dar trebuie să aveți curajul să puneți aceste lucruri. Da. Ok, de fapt, nu vreau eu să fiu unde altă, mă scuzați. Ceea ce înseamnă numărul 2 sunt pentru urgențe. Celelalte, cum e un 9 telefonul copilului, sunt pentru consiliere, pentru a afla voi informații. 112 implică nu doar poliția, implică pompierii, implică ambulanța, ceea ce înseamnă urgențe imediate, când o persoană este în pericol. De asta 112 e foarte cunoscut de toată lumea, utilizat de multe ori luna. Scop. Sunt și urgențe, trebuie imediat să intervenim, dar în ceea ce privește cu informațiile pe care voi le-ați putea primi, vă adresați acelor numere, 119 sau telefonul copilului. 119 e telefonul copilului, dar la 119 este dedicat pentru... E și telefonul copilului. E și telefonul copilului, dar la 119 pot fi sesizate și fapte sau, mă rog, situații în care un minor ar putea fi pus în pericol, neglijat, abuzat, de creată intervenția celor de la 119, se desfășoară cu cineva de la poliție, din unde trebuie să ajungă, nu sunt singur. Da, merită dezbaterea.
și au amendat. Nu toate sunt gestionate de instituțiile statului. Și sunt și ONG-uri care vă oferă servicii în acest sens. De asta sunt mai multe. Instituțiile statului sunt pentru donații. Ați putea să faceți voi între voi o dezbatere și apoi să propuneți o soluție dacă există cumva un procent covârșitor și o majoritate care dorește schimbarea sistemului actual. Toate pot fi schimbate atât cât este nevoie de schimbare. Așa este dezbatere între ei și se pune problema. Despre asta nimic nu este făcut, în cui trebuie cumva să găsim formule cât mai adecvate ca noi, ca societate, să funcționăm și voi să reușiți în viață. Mai sunt și alte, dar vă mulțumesc și mă opresc aici. Cele mai înțelepte decizii. Eu la 44 de ani de multe ori mă gândesc, Doamne, de ce n-am avut mintea de acum la 20, când toți adulții spune lucrul ăsta. Știm că la vârsta asta, așa, suntem cea mai mare încredere și nu vrea să ascultăm pe nimeni, dar totuși faceți un efort și deși cu siguranță sunteți cu mult mai inteligenți decât suntem noi, clar, sunteți mult mai inteligenți și orice am face noi găsiți niște soluții pe care noi nici nu ne-am gândit sau facem lucruri pe care nici nu ne gândim. Deci, cu siguranță, sunteți mult mai inteligenți decât noi, dar nu aveți experiența noastră și încercați să ascultați oamenii cu puțin mai multă experiență decât voi, manageri de caz, pedagogii de recuperare care au grijă de voi, toți din jurul vostru care au experiență de viață și au trecut prin viață și încercați să învățați din greșelile altora și nu din greșelile voastre, că de fapt, până la urmă, aici încercați să vedeți de unde au greșit celălalt și să ziceți, ok, nu fac așa, că lui mi-a mers bine. Încercați să nu plătiți voi, să nu plătiți un preț prea scump când puteți avea o soluție la îndemână și doar trebuie să ascultați. Vă mulțumesc tare mult și vă stau la dispoziție oricând. Oricând aveți nevoie să vorbiți cu mine, știți unde este Centrul de Gerație pe Gelul, oricând voi sta de vorbă cu oricare dintre dumneavoastră, indiferent de ce program aș avea în ziua respectivă. Vă mulțumesc tare mult!